Exercițiul este. Veverițele. Miții, piții și riții. Scrieți acolo. Au primit de la zâna veverițelor câte o nucă. Deci, practic, era trei nuci acolo, așa. Știți? Da. Fiți foarte atenți, doamnă. Miții, piții și riții. Egal trei nuci. Da. Nucile nu erau la fel de mari. Iar zâna veverițelor le-a cerut veverițelor să le împartă încât fiecare să aibă parte egală. Da. Le-a mai spus că nuca lui Miții cântărește trei sferturi din cât cântărește nuca lui Riții. Deci Miții este egal cu Riții împărțirea trei. Problema mea tu o să ai pe următoare. Te rog frumos să faci. Miții este egal cu Riții împărțirea două. Împărțirea trei, mă scuzați, că sfertul lui Riții. Spune că Miții cântărește trei sferturi din cât cântărește nuca lui Piții, adică trei sferturi. Adică sfertul acela de profesor, adică Riții împărțirea trei. Dar nu. Nu. Eu nu glumesc, domn profesor. Nici eu nu glumesc. Păi. Deci, atenție. Citim problema. Veverițele, miții, piții și riții au primit de la zâna veverițelor câte o nucă. Nucile nu erau la fel de mari, iar zâna le-a cerut veverițelor să le împartă astfel încât să aibă parte egală. Le-a mai zis că nuca lui Miții cântărește trei sferturi din cât cântărește nuca lui Piții. Deci Miții egal cu trei pătrini. Nu, domn profesor. Atenție, din Piții. Din Riții. E Riții împărțit la trei, domn profesor. Credeți-mă. Pare rău, dar voi... Da, e trei sferturi, adică sfertul ăla, Riții împărțit la trei, adică am, de exemplu, segmentul lui Riții, îl împart la trei și el e o bucată din segmentul ăla, domn profesor. Nu, copii, nu. Ba da, domn profesor. Alo. Bună seara. Eu sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct la Prof Online TV și nu pot răspunde. Mâine mă găsiți acasă de la ora... de dimineață, sunați-mă de dimineață și discutați. Da, deci, la rău. Insist. Daria, îmi dai voie să înțeleg și eu problema? Nu mă obliga să vă fac cum ați gândit voi. Dar nu vă obliga, dar așa am înțeles eu. Da, bine, că așa ai înțeles tu, dar am și eu dreptul să înțeleg problema, da? Da, deci ele erau, nucile acelea, erau din mărimi diferite. Hai să zic. Asta era la uniții. Încă o dată citește cum era Miții față de Piții. Miții cântărește trei sferturi încât cântărește nuca lui Riții. Te întreb, trei sferturi din nuca lui Piții? Riții. Trei sferturi din nuca lui Riții e mai mult sau mai puțin? Mai puțin. Da. Corect. Pentru că deci, pe Riții, de dacă... exemplu, ăla, să spunem, uitați, mai după ce ați făcut dumneavoastră, un cerc, să spunem că e Riții. Pun și da, așa. Da. Și îl împart în trei. Înseamnă că un sfert. Sfertul ăla, o păi bucățică. Sfertul, tu știi ce înseamnă sfertul? Adică o, o pătrime. Păi da, domn profesor. Păi asta e. Luăm o bucățică. Bun, din hai să facem pe segment. Să luăm din riță așa. Riții este asta. Da, riții este segmentul ăsta. Fiindcă vorbesc de trei sferturi, trei sferturi, împart pe riții în patru. Da? În patru copii și iau pentru Miții trei. Deci Miții este asta. Iată, l-am făcut acum. Asta e nuca lui Miții. Care înseamnă trei pătrimi din Riții.
Mai departe. Iar nuca lui Rizzi cântărește de două ori cât nuca lui Pizzi. Rizzi egal 2P. De două ori, da? Da, 2P. Deci, ce înseamnă că Pizzi, cât este din Rizzi? Două jumătate, da? Două. Două. Ba nu. Cum nu? Păi dacă jumătate din Rizzi. Da. Deci, Pizzi are jumătate din Rizzi. Asta este Pizzi. Care este cea mai ușoară metodă prin care să demonstrați cum cele trei beberițe vor avea parte egale? Deci, practic, din ce aveți dumneavoastră acolo, trebuie să aibă părți egale. Și dacă noi ne uităm, atent, da, observăm, dacă ăsta are 3, ăsta are 4, ăsta are 2, păi de la, cine e ăsta, Rizzi? Da. De la Rizzi luăm o parte, eu am scris acolo și am scris și am demonstrat, luăm o parte și o ducem la Pizzi, la Rizzi sau cine e acolo. Da. Am scris, știți, deci domn profesor, o să vă și arăt cum am scris eu acolo și m-am chinuit ca să arăt. Și am la ultima dată am scris aici frumos, dar toate am scris. Da. Daria, îmi dai voie acum să continuăm problema? Da. Deci eu n-am făcut altceva decât să înțeleg... Să redactați. Da? Să înțeleg problema. Și prin segmente am constatat că asta este relația dată de cine? Aceasta este relația dată sau relațiile date care se reprezinte mărimea nucilor. Pentru Pizzi, Rizzi și cu Mizzi. Și dacă luăm unitatea de măsură pentru a reuși repartiția, o luăm câtă? Segmentul ăsta micuț. Să spunem că e... Atunci mă întreb, câte segmente de acestea? Câte segmente în total? În total, numărul segmentului este 1, 2, 3, 4 și 3, 7, 2, 9. 9 segmente mici. Da? Deci notăm cu segmentul, numai atâta făceam, AB egal segment mic și atunci spuneam Pizzi egal două segmente plus un segment de la Rizzi. Nu. Facem Rizzi minus 1. Nu, mamă, ascultă. Pizzi două segmente, Rizzi egal cu câte? Cu 4 segmente. Mizzi egal cu 3 segmente. În total le adunam. Și dădea 9. Pizzi plus Rizzi plus Mizzi 9 segmente. Și fiindcă se vrea împărțite în mod egal. Făceai 9 împărțit la 3. 9 împărțit la 3. Și la fiecare câte 3 segmente. 3 segmente. Și asta e redactarea. Atât, nu mai scriu nimic. Da, domn profesor. Deci atenție, nu mai scriu nimic. Nu te vreau să mai scriu nimic. Pentru că deja știi că asta, după ce ai făcut redactarea asta, 3 segmente e 1. Și tu câte având acolo? Mai având 12 segmente. Nu sunt 12, sunt 9 segmente mici. Da. Deci eu ce am făcut eu, Davide? Am adunat toate segmentele. Și pe un numărul total l-am împărțit la 3, că sunt părți egale. Și atunci se vede câte 3 segmente. Mizzi rămâne cu cât are. Și doar Pizzi primește un segment de aici. Deci segmentul ăsta de aici, de la Rizzi, care are prea mult, îi dă lui Pizzi, Pizzi și s-a terminat. Da, profesor. Da? Și... Sunt foarte tristă. Deci, dar continuăm, da? Da. Așa. Aceasta e problema la care a gândit și Davide. Unde? La asta cu ultima, nu, da? Asta a făcut-o. Nu, asta a făcut-o. Acum, care o să vă dau... A patra, da? Da. Eu, mie nu mi s-a părut grea, dar nici nu spun că a fost ușoară. Te rog. Așa. Bogdan are 6 porumbei albi. Bogdan. 6 porumbei albi. Porumbei albi. 3 gri. Și 2 negri. 3 gri. Are de toți, nu, da. În total 6 albi. 3 gri și 2 negri. Și plus 2 negri. Într-o seară, vărul său îl roagă să-i vândă un porumbel alb și unul negru. Da?
Da. Cât porumbei vărul, trebuie să... Vărul, da. Îi cere unul alb, îi cumpără. Da. Unul alb și unul negru. Unul alb și plus unul negru. Și ne spune, câți porumbei trebuie să prindă pe întuneric, adică nu vede, pentru a fi sigur că a scos un porumbel alb și unul negru. Mie mi-a fost ușor pentru că un am mai făcut și doi era simplu. Erau într-un fel două metode și am găsit prima metodă care am zis, ipoteza mea este greșită și am explicat de ce este greșită și apoi am găsit alta. Deci, super. Bun. Davide, am 6 albi, 3 gri și 2 negri. Da. Și vreau să ia unul alb plus unul negru, cel mai mic număr. Da, știam. Cel mai mic număr comun. Deci, cel mai mic număr. Să zicem că am în momentul... Sigur, da. În condițiile în care Davide... Trei gri. Cât? El trage și îi nimerește pe toți gri. Deci, trei neapărat restrage. Deci, neapărat minim trei. Trei. Acum, ce-o mai rămas? Rămas alb sau negru? Dacă mai pune încă doi, sigur... Poți să iei pe amândoi negri. Pe amândoi negri. Da? De acum. Pe amândoi negri. Și dacă îi scoate pe toate șapte... Deci, pe toate... o secundă. Plus doi, deci trei gri, plus doi n, înseamnă că n-am șanse să fi luat unul alb. El a fost ghinionist. O la pe ei gri, o la pe ăștia, la asta mi-am ciocnit noi. Că o fată spunea că el a luat 6 și eu încercam frumos așa să zic. Dacă luai 6, erai ghinionist. Luai 6, luai 6 albi. Sau poate că luai, să spun și eu, 3 albi și 3 negri. Deci poate trebuie să te gândești că ești ghinionist. Da. Și am explicat că dacă faci. Dacă e pe aia alb, dacă e pe aia negru și unul negru, dacă e pe aia gri și unul negru, îți dă 10. Și cum poți tu? O să spun că i-am luat pe toți albi. I-am luat pe toți negri. Dar tot mi-au rămas două profesori și tot i-am luat. Și am reușit. Cât ai zis tu? Cât ai luat? Am zis 10. Și 10. Colega mea a zis 6. Așa este, 6. Toți... Corect este 6. De ce? What? Așa este. De ce? Noi este 6 de un profesor pentru că dar noi suntem ghinioniști. Luăm 6 albi. Păi, noi suntem ghinioniști de un profesor, putem să luăm 6 albi. Sau să luăm 3 albi și 3 negri, trebuie să ne gândim la variantele astea. Ai răbdare. Deci, o primă tatonare, atenție, Dare. O primă tatonare mi-a spune, pe ei negri trebuie să iau pe toți, nu? 3 gri. Da. Când iau pe ei, sunt ghinionist. Nu mă ating de niciunul. Fiind ghinionist, nu mă ating de niciunul. Iar numai pe ăștia 3 negri, da? Și eu niciunul, nu-i alb, nici negru. Ce era bun 6? Dacă iau 6, atenție, David, dacă iau pe 6 ăștia, cel mai mare număr, atenție, David, nu te grăbi. Sperăm că e bine. Nu, atenție, dacă iau pe toți cei 6, la cei negri 3, adau pe ăștia 6, în care am mai unul alb, ai dreptate, da? În care am, sigur, varianta albului. Chiar am pe toți 6. 36, 9. Și că e obligat mai iei 1. Da? Și atunci faci 10. 3, 2, 9 și plus... Deci 3 gri, 6 albi și 1 negru. Dar dacă merg pe varianta asta, 3 gri, 2 negri, o să-mi dea 6. Plus 1 alb. Faci unul alb și unul negru. Dar nu ești sigur că ești pe întuneric și n-ai făcut ghinionul să iei pe toți cei 6. Da. Deci varianta asta cu 6 e fals. Fals pentru că ai uitat să ai varianta cu maximul dintre numere. Deci varianta corectă, fals. Da? E fals asta. Corect. Așa, trebuie să fie atât. Așa de ghinionist este. 3 gri plus 6 negri plus 6 albi
Eram gen acolo cu săraca de mine, eram singura care credea în varianta cu 10 și toți erau, toți 13 copii în varianta cu 6, știți? Și veneau spre mine și spuneau, nu mai bine, nu mai bine. Și veneau așa spre mine. Și așa, până în sfârșit, m-a ajutat și pe mine profesoara și mi-a zis că varianta mea e corectă și le-a explicat. Și... Așa, 10, 10 porumbai. Deci, Davide, trebuie să mergi pe maxim ghinion. Varianta cu 6 alb, 3 negri, 3 gri la început, 6 alb și pe urmă te duci, n-ai încotro, ieși pe negru ala, este corect. Știți, în timp ce urmăream lecțiile, mi-am dat seama, eu trebuie să vorbesc mai tare, pentru că nu mă aud. Nu se aude, da? Nu mă aud nici mie. Deci parcă dumneavoastră mă aud peretele și eu nu mă aud. Pur și simplu, Davide se auzea. Și mi-a dat seama să mă vorbesc mai tare. Apoi, am observat lucruri care eu n-am înțeles. Și le-am văzut, după profesor. Fantastic! Știți ce fiind am înțeles acum? Deci acum dacă îmi dați o problemă, să mă întoarc cu aceea, vă spun pe de roză, așa, știți? Deci, vezi, mai... Acum, da, nici nu mai trebuie să mai fac... Sunt foarte fericită. Nici nu mai trebuie să mai fac nicio concluzie, decât doar atât, dragilor. Când Daria vine și spune că a doua oară i-a fost de mare folos, le văzând... Deci, problema era așa, problema era, era mască la ea, știți? Până și clasa era mască, dar nu vine. Și am văzut, am dat, deci, filmul, așa, ultimul film care l-am văzut era. Da. Și așa, și am văzut. N-am înțeles nimic, adică, am dat din la început. Și am dat din nou de la început. Da, din nou, și din nou de la început. Din nou, din nou, ca și la mine. Din nou, ca și la mine, că îmi place extraordinară chestia asta. Deci, Daria, care activează atât de bine, spune acum, dragilor, un lucru spectaculos pe care eu tot l-am spus în repetate rânduri, că revederea lecției acasă este o șansă imensă. Deci ce ai spus? Spune încă o dată, s-a văzut de toată lumea. Deci, un problemă care n-am înțeles-o în clasă, neavând timp, mi-ați spus că dacă vedem filmul acasă, na, și ultimul film care l-am văzut, era problema aceea. Și problema respectivă, neînțelegând din prima și când am văzut, am dat din nou. Și apoi am dat din nou. Și apoi am dat din nou. Și apoi am dat din nou. Până am înțeles. Extraordinar. Ăsta este lucru spectaculos. Deci dai până când, dacă pe mine mă poți, hai să spun, mă poți supăra, dacă tot mă sâcăi acolo, pe calculator poți să-l chinui cât vrei tu. Îi dai de 70 de ori până când înțelegi, da? Până înțelegi bucata aceea. Da, Daria, ăsta este. Ține minte, ăsta este. Nu înțelegeam o parte. Și până mi-am dat și eu seama că partea era corectă, a trimis-o vă, cred că, de vreo 10 ori. Da, am văzut-o. Și am înțeles totul. Perfect. Este nevoie pomenit. Asta este sinteza. Da, dragilor? Nu știu ce să vă spun la sinteză. Mi-au plăcut foarte tare ieșițile, am fost folosit tot felul de metode. Da. Dar ca să le scriu lui Cristi că sper că încheierea asta a ta a fost cea mai importantă. Da? Revedem și ne vedem. La revedere! La revedere!